Învățământul profesional nu este deloc lipsit de importanță și de interes, mai ales în ceea ce privește politicile guvernamentale actuale. În societate este nevoie și de meseriași în diferite domenii, precum zidărie, construcții și așa mai departe, nu doar de ingineri, medici, avocați și alți absolvenți de studii superioare. Astfel, în județul Dâmbovița sunt propuse mai multe locuri pentru elevi în învățământul profesional și tehnic. Avem pentru clasa 8-a, pentru anul școlar în curs, propuneri de 86 de clase pentru învățământ profesional și tehnic, 66 pentru liceele tehnologice și restul de 21 pentru învățământ profesional. Ar mai fi poate de precizat aici, elevii primesc, sunt stimulați printr-o bursă profesională în cuantum de 200 de lei lunar, în funcție de frecvență, iarăși lucrurile se leagă, să spunem așa, este o bursă finanțată de la Guvernul României și avem și învățământ profesional pentru absolvenții de clasa nouă, adică cu durată de 2 ani, 14 clase propuse pe diferite meserii și specializări, plecând de la electromecanică, mecanică, eu știu, cu meserii de la strungar, zidar, faianțar, teracotar, bucătar, ospătar și așa mai departe. Racordarea învățământului la piața de muncă este o realitate și o necesitate. De aceea, cadrele didactice speră ca elevii să fie interesați și de această parte a procesului educativ, unde sunt preluate modele deja verificate în Occident. Elevii trebuie să știe faptul că această opțiune este una serioasă și sănătoasă, mai ales pentru a avea mai multe șanse de obținerea unui loc de muncă după finalizarea studiilor. Este vorba despre mentalitate și poate nu atât la nivelul elevilor, ci mai degrabă la nivelul părinților. Orice meserie este onorabilă atâta vreme cât ți-o faci cu cinste, cu devotament, cu dăruire, cu pasiune și care să-ți aducă, evident, și satisfacțiile materiale. Avem nevoie și de zidar, și de constructor, și de strungar, și de teracotar, și de ospătar, și de tinichigii. Avem nevoie de toate meseriile. Asta în măsura în care și piața forței de muncă, adică agenții economic de pe raza județului Dâmbovița și din județele învecinate, pot să ofere niște locuri de muncă.